Denisa Răducu a fost înmormântată astăzi în comuna sa natală din județul Vâlcea. Sicriul a fost dus la groapă în sunet de fanfară. Sute de oameni, majoritatea localnici, au asistat la slujbă și au plâns-o pe cântăreața care s-a stins din viață mult prea devreme. Dimineață, sicriul cu trupul neînsuflețit a ajuns la Ștefănești, comuna în care Denisa a copilărit și unde va rămâne pentru totdeauna. Tatăl ei a așteptat-o împietrit la poartă. După ce a primit vestea crâncenă, bărbatul a suferit o semiparalizie și a fost internat în spital. A fost lăsat să plece acasă ca să-și conducă fata pe ultimul drum. Mama Denisei, în schimb, nu s-a dezlipit o clipă de lângă sicriu. Una dintre bunici a venit în baston să-și ia rămas bun de la nepoata ei. Vecinii, care o știu de când era mică, îi deplâng moartea timpurie. Era cu minte bună și venea și discutam cu ea întotdeauna. A copilărit aici. Ah. O știați de mică? O cunoșteam de când era mai mică. De câte ori mă duceam la școală, când lua bursa, venea cu bunica, îmi cumpăra pateuri din curtea școlii. Foarte tânără și o boală așa cruntă. Extraordinar. A fost regina noastră, ea a fost aici, copilul nostru, cu minte, peste măsură omenească. Peste măsură omenească cu minte. O să văd cum facem noi să punem denumire la Căminul Cultural de Nisa. Poarta casei a fost păzită de bodyguards. Doar cei cunoscuți au fost lăsați să intre. Printre cei care au venit să-și ia adio au fost și colegii de breaslă ai Denisei. Am sperat și noi și ea până în ultimul moment că o să revină pe scenă. Cântăreața a fost condusă pe ultimul drum într-un camion acoperit de flori roșii și albe. Drumul spre biserică a fost presărat cu petale de trandafiri și a cântat o fanfară, așa cum e obiceiul prin acele locuri. Denisa a murit la 27 de ani din cauza unui carcinom hepatocelular, cancer hepatic primar, o boală care apare de obicei la persoane peste 50 de ani și care poate fi provocată de o infecție cu virusul hepatitei B sau C. Speranța de viață în astfel de cazuri nu depășește 20 de luni. Pentru hepatita C, despre care se crede că Denisa suferea de când era mică, nu există vaccin. Scandal.